Bună ziua, dragele și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba și literatura română. Astăzi vom vorbi despre procedeele de legare a secvențelor narrative într-un text epic, mai exact despre înlănțuire și alternanță. Cum bine știm din lecțiile anterioare, textul narrativ presupune prezența unor întâmplări desfășurate într-o ordine logică și cronologică. Firul narrativ este urmărit de cititor sau de ascultător, acesta pășind pe drumul poveștii. Fiecare autor își gândește în mod diferit povestea, legând secvențele fie prin procedeul înlănțuirii, fie prin cel al alternanței. Dar ce este înlănțuirea? Dacă privim cu atenție imaginea și ne închipuim că secvențele narrative sunt liniuțele albe, de pe mijlocul drumului vom observa că lânțuirea este procedeul de legare a secvențelor narrative dintr-un text epic, unele după altele. Legătura dintre secvențele înlănțuite se face pri, fie prin simpla dispunere a lor unele după altele, adică prin juxtapunere, fie prin utilizarea unor cuvinte și expresii de legătură numite conectori. Iată câteva exemple de asemenea formule care asigură continuitatea întâmplărilor povestite. Apoi, după aceea, după un timp, la un moment dat, în cele din urmă. Celălalt procedeu, alternanța, este un mijloc de legare a secvențelor narrative puțin mai complicat, pentru că presupune prezența cel puțin două fire sau planuri narrative care se desfășoară în paralel. În cadrul acestui procedeu, firele narrative se împletesc, continuă împreună sau se despart și sunt urmărite alternativ în diverse puncte ale poveștii. Și aici, la trecerea de la un fir narrativ la altul, naratorul poate utiliza unele cuvinte sau expresii care anunță alternanța. În acest timp, în același timp, pe când, pe când se întâmplau acestea, etc. Unele texte mai complicate alcătuite, precum romanele, reprezintă o provocare pentru cititori, Intersectând planurile narrative și complicând lectura cititorului. Acesta trebuie să urmărească foarte atent indicatorii ca să-și continue drumul în siguranță, ca în una dintre intersecțiile din imaginile prezentate. Acum că ne-am familiarizat cu înlănțuirea și alter alternanța, vă provoc și pe voi să încercați să redactați pentru data viitoare o narațiune de 100-150 de cuvinte, folosind atât înlănțuirea, cât și alternanța. Atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare.